la un nou episod Fun Science, unde o să registrăm cu, bineînțeles, știința și o să facem niște experimente extraordinare, dar într-o formulă puțin mai specială, ca să zic așa, pentru că am răspuns la provocarea profei de actorie de la Spotlight Arts. Așa că să ne apucăm de treabă. Ce să alegem noi prima dată? Ce avem pe aici, pe masa aceasta? Iată un balon. Cred că am să-l umflu. Experiment. Ia să-mi pun eu ochelarii. Unde sunt? Ia să vedem. Ok, să înceapă experimentul. Așa, prima dată luăm balonul și apoi iau bicarbonatul. Oare copiii știu la ce ne ajută pe noi bicarbonatul? Din câte țin eu minte, putem să spălăm fructele cu el, legumele și tot felul de alte chestii de genul acesta științifice, bineînțeles. Acum, o să deschid piculețul acesta de bicarbonat. Ce miros frumos! Așa, o să iau bicarbonatul și o să pun un pic în baldon. Ia să vedem ce bine mă... Turnăm, miam, ce gust bun are și bicarbonatul ăsta. Așa, acum cred că avem suficient bicarbonat. Pasul 2, o să iau această sticlă. Uite pasta din stânga, pentru că este plină, îmi plac mie sticlele pline. Dar hai să deschidem să vedem oare ce substanță avem noi în sticla aceasta. Trebuie să miros un pic așa. Ce frumos pute oțetul! Iam. Da. Păi, cred că o să iau și sticla asta de aici. Ups! Upsii! Să-mi dea și mie cineva sticla. Uite că a venit și sticla. Așa, mulțumesc ajutoarelor mele din spatele camerei. Acum o să iau și sticla aceasta. O las pasta la o parte. O deschid pasta goală. Ca să umplu, bineînțeles. Și am să pun în ea oțet. Și turnăm. Oare o fi suficient? Ce credeți, copii? Ia să mai turnăm un pic. Și turnăm. Cred că avem suficient de mult oțet. Bun. Și acum o să iau din nou balonul. În balon, dacă vă aduceți aminte, turnasem noi bicarbonat. Și o să prindem balonul, uite așa, de sticla aceasta. Ia să vedem, ce bine mă pricep la făcut experimente. Sunt foarte, foarte talentată. Și acum, țineți-vă bine, țineți-vă de scaune, țineți-vă de ce aveți voi în împrejurul vostru, pentru că urmează o nebunie. Să vedem dacă reușesc să umflu de data aceasta balonul. Și acum, o să stau. Și o să iau balonul și o să ridic așa un pic și încă un pic și încă opa! Ce nebunie! Balonul este umflat! Ne exit experimentul! Dragilor, sunt tare curioasă dacă puteți să răspundeți la întrebarea ce s-a petrecut aici? Oare s-a petrecut broască testoasă care s-a aruncat în cap sau oare s-a petrecut un experiment științific, o reacție chimică mai degrabă? Scrieți-ne răspunsul acolo în josul paginii. Și, dragilor, dacă v-a plăcut experimentul de astăzi, eu am fost profesora voastră trăznită, preferată, Andreea Stoica! Până data viitoare, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe și un clopoțel acolo să sune așa ca să vă reamintească de videourile noastre. Opa! Și bineînțeles, dacă vreți să aflați mai multe și despre prietenii noștri de la Spotlight Arts, găsiți linkul în descriere.
Și, bineînțeles, punem mâna la inimă și strigăm: știință!